Hei, salut, bine ați revenit. În imagine aveți o cutie 8HP45Z. Este o cutie pe care o găsiți des pe modelele cu motoare de 2 litri, F10, F30. La ce ar trebui să vă uitați când cumpărați o cutie de genul acesta, sau mă rog, mașină cu cutie de genul acesta? Pe aici, pe jos, unde vedeți cu degetul, dacă are ulei, înseamnă că simeringul de convertizor din spate este dus. Ce vedeți aici în imagine este deblocantul cutiei. În momentul în care rămâneți, Doamne ferește, în parking, aveți o problemă la mașină și trebuie să o mutați, acest cui pe care vi-l arăt eu acum trebuie ridicat, înfiletat în sus. El în momentul de față este în poziția service, adică a fost decuplat ca să ne putem deplasa cu mașina față-spate. Și când vreți să deblocați cutia și nu aveți cum pentru că nu vă funcționează motorul, acest șurub se înfiletează în sus și se pune pe neutru. După aveți aceste două canale. Aceste două canale duc la răcitor, la termoflot, duc uleiul din cutie pentru a-l răci cu antigelul din motor și îl întoarce în același timp. Pe o parte iese, pe o parte se întoarce. Și aici, dacă aveți garniturile duse, e posibil să vă curgă ulei. Mergem mai departe. În spate aveți mufa de conectare a sistemului, calculatorului cu mașina. Rar se întâmplă, dar s-a întâmplat... Acești pini, din păcate, mai pe la sigiliul mufei mai intră ulei și acești pini intră în contact cu uleiul și atunci vă dă erori pe cutie. Mai departe, aici în spate aveți și bucșa de la cardan, sau mă rog, cum îi spune, folie cardan. Aia este de fapt metalică. Aici aveți exact codul cutiei, să știți exact ce cumpărați când vă uitați pe această cutie, să știți exact care generație este. Iar în rest, cam asta este cutia 8HP, o cutie rezistentă, cu foarte puține probleme. Mentenanța, dacă o faceți la timp, uitați, de exemplu, aici aveți la lifetime oil, dar aici arată la ce temperatură să schimbați sau să completați uleiul și automat eu zic că nu este lifetime, dar mă rog, este cât e în garanție. În rest, o cutie bună de care vă puteți folosi fără probleme.